Auslie. Cum am putut să fiu atât de egoist? Te-am vrut doar pentru mine. Ar fi trebuit să te las. Poate nu mai ajunge așa. Iartă-mă. Te rog. Te-am auzit. Te rog să mă ierți. Te rog, iartă-mă. Iartă-mă pentru tot, Lia. Bună ziua. Bună ziua. Vreo schimbare? Este stabilă. Când o putem trezi? Azi repetăm analizele și vom decide împreună. Lui a perforat un rinichi. Nu. Nu asta e problema. Poate trăi cu rinichi, doar că a pierdut foarte mult sânge și într-o stare foarte gravă. Nu. Trebuie să o punem într-o comă indusă. Nu, altă soluție. E cea mai bună soluție. Altă trebuie soluție? Să dăm corpul lui șansa să se refacă. Și nu e altă soluție. Am nevoie de semnătura dumneavoastră. Sigur nu există altă soluție. N-aș fi propus asta dacă nu era cea mai bună variantă. Domnule doctor, credeți că mă aude? Eu cred că da. Trebuie să lupți. Trebuie să treci, da? Eu te iubesc cu tot ce am. Știu că mă auzi. Hai. Să trecem și prin asta. Da, imediat. Maria! Hai! Hop. Vă servesc cu ceva? Ha! Tu? Da. Am lăsat-o să se ducă la spital. Foarte bine. Măcar așa nu mai stă prin preajma lui Pavel. Fac și eu ce pot, nu? Da. Nu știu, nu e ce să faci, să știi. Mai devreme sau mai târziu. Ori ea, ori Dana o să-i spună. Ce să-i spun? Lucruri de oameni mari. Mai vrei ceva? Mai bine mănânc. Haide. Să știi că eu am încercat să-l pregătesc pe Pavel. I-am zis că o să-l mintă. Doar că ea n-a zis nimic și deci nu s-a deschis încă discuția. Foarte bine. Și așa, nu înțeleg de ce toată lumea din familia asta se grăbește să dea pe față toate secretele. E dimineața? Neața. Neața, mami. Despre ce vorbeați? Nimic. Despre secrete. De oameni mari.
De ce nu mă mir? Și ceva palpitant astăzi? Ceva ce mi-ai mai ascuns, mama? Eu? Ce ai ales? Noroc că e Gabi gură spartă, că altfel... Hai, Malgis. Ani? Da? Tati, de ce nu vine la masă? Pentru că este la spital, la Lia. O iubește pe Lia mai mult decât ne iubește pe noi. Alice, nu face asta. Nu-mi spune tu mie cum să-mi cresc copilul. Cred că mă pricep mai bine. Am văzut. De asta te părăsesc toți. Apropo, unde este Pavel? Unde este Emma? Alice, gata, nu știi și tu când să te oprești? De ce, dragă, că ăsta e adevărul? Preferă să stea cu un criminal decât să stea cu ea. Ce criminal? Niciun criminal. Hai să ne grăbim. E târziu, trebuie să ajungi la școală. Hai, niciun criminal. Hai că... Trebuie să alergăm, hai. Bine. Pa! Pa! Mulțumesc și eu. A, eu sunt aici doar ca să nu fie Emma singură cu tine. Cum e, Petru? Cum e? Petru nu vrea să se vadă cu tine. Pavel, cred că se referă la situația cu Lia. Da, fac griji pentru el. Cum e? Lia nu prea e bine. E încă în spital și, din păcate, e destul de grav. Săracul, iubește atât de mult. Și de unde știi tu asta? Poate pentru că l-ai tot urmărit și te-ai băgat în viața lui? De acolo oare? Pavel. Ce? Nu te comporta ca și cum faci parte din familia asta. Că nu faci. N-ai fost acolo la niciunul dintre momentele importante. N-ai fost acolo când m-am căsătorit, n-ai fost acolo când s-a născut Robin, n-ai... Și din cauza ta n-a fost nici mama. N-am vrut decât să vă cunosc. Sunteți totuși copiii mei. Da, din păcate. La fel. Asta nu înseamnă că suntem o familie. Știu că n-o să mă ierți niciodată. Și nici nu vreau să mă ierți. Deci dacă știi, atunci de ce te tot bagi în viețile noastre? Stai. Te rog. Bine. Te rog, nu pleca. Te rog. Am atâtea întrebări să-ți pun. Nici nu știu cu ce să încep. Petru mi-a spus că seamăn cu mama. Așa e. Ca două picături de apă. Ai iubit-o? Am iubit-o. Gata. Mai că am plecat. Pleci deja? Da. Mă duc. Mă duc să mă văd cu Dana la spital. Micul dejun mă duc eu să-l fac, da? Nu, l-am pregătit eu. Da? Da, a zis Gabi că-l pune ea. Gabi, ce frumos se poartă Gabi cu tine. E frică să nu-i spui lui Pavel de test? Ce-mi vine să mă duc, Marie, peste ei, să strig în gura mare? Bună dimineața, a primit cu testul. Hai, te rog, Marcele, te rog eu frumos. Bine. Să nu faci tu vreo prostie, da? A spus Dănuța să nu spunem nimic până nu-și revine Lia. Și are dreptate, așa da? Așa am să fac. Așa să facem. Da. Avem destule pe cap.
Păi, Anteatu, trebuie să începă să marcheze banul. Nu mai facem încă una. Hai, te rog, nu mă supăra. Nu te supăra. Stai așa, o să zicem de copil când o să zică Dana să-i zicem, da? Da. Ești gata, mamă? Da, gata. Hai. Gata sunt. Mergem să o luăm și pe sorta. Că ea n-a vrut să vină aici. Bine. Nu vrea să-l vadă pe Pavel. Te rog, nu începe și tu, te rog. Nu mai supăra pe mama. O să zicem de copil când o să zică Dana să zicem, nu? Da, dar eu n-am zis să-i zică. Păi nu mai comentă. Hai. Bagă-vă-ți la napă și dă-o pe mama la spital. Da. Hai, mamă. Aveți grijă pe domnul.